Sfântul Nicolae, unul dintre cei mai populari sfinți din calendar, este prăznuit la 6 decembrie. În credința populară, Sfântul Nicolae este cunoscut și sub numele de Sânt Nicoară. În popor se crede că în această zi începe cu adevărat iarna. Tradițiile românești îl înfățișează pe Moș Nicolae călare pe un cal alb, făcând astfel trimitere la prima zăpadă care cade la începutul iernii. În această zi, moșul scutură barba și începe să ningă, iar dacă nu ninge, înseamnă că iarna va fi lungă. Sfântul Nicolae este considerat ocrotitorul copiilor, dar și al marinarilor, soldaților, femeilor nemăritate și al celor acuzați pe nedrept. În fiecare an, în noaptea de 5 spre 6 decembrie, copiii știu că trebuie ca ghetuțele sau cizmulițele lor să fie lustruite, deoarece Moș Nicolae va veni pe la ei să aducă daruri celor cu minți. Copiii neascultători primesc o nuielușă, menită să-i atenționeze că trebuie să asculte de părinții și bunicii lor. Vreau să vă spun că Moș Nicolae a existat încă de acum câteva sute de ani și el făcea cadouri copiilor încă de pe atunci. De fapt, Moș Nicolae era chiar Sfântul Nicolae, care a rămas orfan de mic și averea pe care a moștenit-o de la părinți a împărțit-o celor nevoiași. Iar acum să-i aflăm povestea. A fost odată ca niciodată, într-un ținut cunoscut astăzi sub numele de Turcia, un băiețel pe nume Nicolae. Încă de mic, Nicolae s-a remarcat prin credință, bunătate și dragoste pentru semenii săi, în special pentru copii, înfăptuind multe lucruri extraordinare. Povestea lui Moș Nicolae spune că, încă de la o vârstă fragedă, Nicolae a moștenit o avere foarte mare. Fiind o persoană foarte milostivă, dorința lui cea mai mare a fost să-i ajute pe cei mai puțin norocoși ca el, așa că a încercat să transforme visurile acestora în realitate. La sate, în unele zone, în ziua de Sfântul Nicolae, colindătorii încep să se organizeze încete și să-și aleagă gazda la care vor merge pentru a repeta colindele pentru Crăciun.